A fost odată un țăran căruia îi plăceau tare mult ridichile, așa că se hotărâ să să dească vreo câteva și la el în grădină. Prin urmare, într-o zi se duse la oraș de unde cumpără niște semințe de ridichi, în aceeași seară le și puse în grădină, le acoperi cu pământ și le udă bine. După câteva zile, când țăranul merse în grădină să cerceteze dacă semințele se prinseseră, nu mică-i fumirarea să vadă mult ieșită din pământ o ridichie cât toate zilele. Trase din răsputeri de frunzele ei, dar nici gând să o miște din loc. Așa că își chemă nevasta, care tocmai mânca. Dă-mi o mână de ajutor femeie ca să scot ridichea asta din pământ, Nevasta lăsă bunătate de mâncare pe masă și veni într-un suflet să l ajute. Zmucirea ei amândoi, dar ridichea nu ieșea și pace. Nevasta striga atunci după băiatul lor. Toți trei se opintiră vreme de un sfert de ceas, dar în zadar. Văzând că nu izbutesc, băiatul își chemă în ajutor surioara. Traseră cu toții, cu multă putere, dar ridichea se încăpățâna să rămână în pământ. Fata îl chemă în ajutor pe cățelul ei, la un semn smuciră cu toții, dar totul a fost degeaba. Lătrând, câinele o chemă alături de ei și pe pisică. Toți șase traseră din răsputeri, dar ridichea nici nu se clinti. Cu câteva mie unături, pisica îl chemă și pe șoricel și uite că, tocmai cu ajutorul pricăjitului aceluia, izbutiră să smulgă ridichea din pământ căzură buluc cu toții, dar, din fericire, nimeni nu păți nimic, iar drept răsplată pentru truda lor, fiecare căpătă cât o porție zdravănă din supa de ridiche gătită în seara aceea de nevasta țăranului.